Știu că mi-e greu. N-am ieșit dintr-o frică care le-au ținut 3 ani de zile ca pe niște oameni nebuni într-un spital de psihiatrie. Așa i-au ținut ăștia cu COVID-ul lor. Ne-au nebunit de cap că nu mai știam de unde mergeam, de unde veneam. Și tot ne-a speriat că murim și moare lumea și mor și mor. Murim atunci când vine ceasul. V-am spus odată, când m-am născut pe acest pământ, Dumnezeu mi-a scris zile cât trebuie să trăiesc aici, cât trebuie să fiu. Nici mai mult, nici mai puțin. Acum n-am ieșit bine dintr-un stres, a început să ne înspăimânte în fiecare zi, toată lumea mă sună unde să fugim, unde să mergem, din Kiev, din Odessa, de acolo ce să facem, unde să o luăm. A început cu un război. Lăsați pe oameni aceștia de unde să se odihnească. Voi oameni ai fără de lege și fără bunul simț umenesc. Lăsați oamenii aceștia să se odihnească o leacă. Lăsați-i și lăsați-ne să ne mâncăm cu bățica de pâine care o mâncăm cu lacrimi și cu durere. Atâta rău și atâta greu fac oamenii aceștia. Toate cele care va trebui să fie vor fi, frații mei. Și tot ce este scris se va împlini. Voi să nu aveți nicio frică, nicio teamă decât una, de a pierde pe Dumnezeu, de a pierde sufletul și de a pierde veșnicia. Nu vă uitați la aceștia care astăzi nimicesc credința. Cei care vorbesc satana prin gura preoților, a patriarhilor și a arhiereilor, care vreau să schimbe ceva din credința noastră. Cei care vreau să facă lege împotriva lui Dumnezeu. Să deie drept păcatului ca lege de stat și ca de biserică, dacă ați auzit acum ultimele întâlniri, nu știu despre cine și cum. La ce se duce omul acesta, mai frate? Și vrea să tragă biserica lui Hristos să mergem după păcat, după satana, nu după Hristos. De aceea rog pe toți frații de mănăstire și pe voi, iubiții mei, să fiți cu mare luare aminte și cu mare descernământ. Să nu vă înșelați. Să nu trăim viața aceasta degeaba și la sfârșitul ei să ne ducem în chinurile veșnice ale iadului. Pentru că a venit salvarea noastră, a venit iertarea noastră. A venit mântuirea omenirii prin însăși Hristos Mântuitorul care și-a vărsat sângele pe Golgota și ne-a iertat. Și se bucură. Se bucură de tine, păcătosule. Mare bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește mai mult decât de 99 de drepți care deja sunt acolo. Cu ce dor, cu ce dor te așteaptă Hristos pe tine și pe mine. Doamne, nu vreau să-ți mulțumesc că n-am făcut nimic bun ca să-ți mulțumesc că am făcut ceva bun pe acest pământ. Că și eu am trăit din mila lui Dumnezeu și din jertfa voastră și a sudorii voastre. Din bănuțul vostru s-au ridicat mănăstiri și biserici. Din bănuțul vostru au mâncat săracii, orfanii și văduvele. Din bănuțul vostru care sunteți aici, au mâncat case de bătrâni și am alinat suflete prin închisori și prin suferință. Pentru asta vă mulțumesc că l-ați iubit pe Domnul. Dar eu mă chinuie o întrebare. Spune Dumnezeu, mai fericit este acel care dă decât acel care ia. De multe ori noi ca călugări ne bucurăm când ne aduce cineva și ne dă ceva, deoarece nu avem voie să luăm nimic. Că avem un vot făcut la călugărie, sărăcia de binevol. Însă tot ce se aduce într-o mănăstire, ce se face milostenie, noi cu lacrimi, cu rugăciune și cu post trebuie să vă răspundem vouă. Trebuie să vă răspundem vouă. De aceea e mai fericit care dă decât cel care ia. Pentru că voi mi-ați dat, na, Părinte. Dar eu trebuie să răspund, trebuie să mă duc în mână cu ceea ce mi-ai dat în fața lui Dumnezeu
și să-i spun ce am făcut eu cu asta. Cum m-am rugat eu pentru omenirea asta? Ce am făcut eu pentru lumea asta? Pentru orice vom fi întrebați, mai ales eu. Și de aceea să avem acest discernământ, să nu ne înșele Satana. Că totdeauna El lucrează, știți că cât de frumos era în cer armonia, cei care n-am ajuns nici la inima noastră, nici în urechea noastră, nici în mintea noastră, nici în sufletul nostru. Ce frumusețe a pregătit Dumnezeu pentru omul acesta. Și dacă îngerii erau acolo, s-au gândit într-o zi, dar de ce? Să nu fim și noi ca Dumnezeu. Ca să se înalțe. Ca să fim la același nivel. Deci nu putea să fie cel care i-a făcut ziditorul și de cel care a fost zidirea. Stăpânul și robul. Asta este drumul care trebuie să-l învățăm. Și să nu vă grăbiți niciodată. De a osândi, de a judeca. Că Domnul spune, milă voiesc și nu jertfă. E tare frumos cei care faceți milă. Cei care sunteți milostivi. Mi-aduc aminte de o femeie singură pe care o chema Tabita și nu avea nimic decât un acușor. Și cu acel ac posea zi și noapte căinuțe pentru orfani și pentru văduve. Și într-o zi când a murit, au venit toți orfanii și văduvele și săracii cu hăinuțele în mână și plângeau lângă sicriul ei. Și Sfântul Apostol Petru, când a văzut, a lăcrimat cu durere și s-a rugat pe Dumnezeu și a înviat-o pe Tabita și spune că le-a dat-o lor spre slujire, ca mai departe să slujească. Fraților, nu sunt povești, ci sunt adevăruri. Tot ce este făcută din inimă, din suflet, cu smerenie, din dragoste, este duhovnicesc și este ceresc. Și să luăm seama totdeauna la această învățătură. Mai avem 10 săptămâni până la Sfintele Paște. Mai avem 3 săptămâni să începe postul. Nu vă gândiți ce vom mânca, dar avea cine mânca. Și să vă rugați lui Dumnezeu ca să ne schimbăm noi oamenii. Noi, cei care slujim altarului, să devenim niște slujitori cu frică, cu bun simț, curați, nu gândind la câștiguri mârșave, la altceva, decât să ne gândim cum să câștigăm sufletele pentru Dumnezeu și împărăția Lui. De multe ori noi judecăm după noi. Și deoarece că suntem plini de patimi, de păcate, de pofte drăcești, eu vă spun despre mine. Când am fost chirotorit în preot, am venit și am luat cartea înainte și am spus, vineau oamenii la spovadă la mine. Desigur, era foarte greu, după vremea ateismului, a comunismului, trebuia întâi să pătrunzi în inima unui om. Dar eu începeam să lovesc și să tai așa. Și ei săraci se uitau la mine. Și dacă, din când s-am spovedit, am împărtășit numai 3 oameni, n-am fost, cred că, drept. Eu arătam ce scrie pentru acest păcat, pentru acest păcat, pentru acest păcat. Uite, asta și asta și asta. De aceea, dacă și Tu, Doamne, ai luat-o astăzi după faptele mele, după viața mea, aș începe a arde în foc
de aici, de pe pământ. Dar Tu, Doamne, o iei de la milă, că Ți-e milă de omul acesta, că iubești omul acesta. De ce, Doamne, mă iubești? De ce, Doamne, ții la mine? De ce, Doamne, nu m-ai pierdut? Pentru că iubirea lui Dumnezeu a fost mare. Că spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta, pe voi, oameni, că pe singurul Său Fiul a dat ca jertfă de răscumpărare, ca toți cei care vor crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Domnul Iisus spune, eu am venit să caut și să mântuiesc pe cel pierdut. Domnul Iisus a stat cu păcătoșii și cu desfrânatele la masă. Se mirau toți. Cine-i aista? Cum El stă cu aici oameni păcătoși? Cum stă cu desfrânatele de vorbă? Și Domnul Iisus spune, aceștia au nevoie de Domnul. Eu n-am venit pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși. Ușile pocăinții grăbește a le deschide nouă. Astăzi, iubiți credincioși, când se începe triodul, ușile pocăinții să rugăm pe Dumnezeu fierbinte să ni le deschidă, să ne deschidă inima noastră, sufletul nostru. Și să nu vă gândiți dacă ați făcut vreun bine în viață. De multe ori nu spun, dar îmi vine așa prin cap o gândire, dar eu ți-am făcut bine, dar tu ai uitat, dar eu ți-am dat, dar tu ai uitat că ți-am dat, că ți-am făcut, dar tu ai uitat că ți-am făcut. Nu tu ai făcut. Noi dacă am rămâne cu omul acesta și cu el din mine, am fi cei mai spurcați oameni, cei mai răi de pe întreg pământul. Dar pentru că mila lui Dumnezeu e atât de mare, și spune, dacă se mâne Dumnezeu până la 10-lea neam, se milostivește până la 1000-lea. Nădăjduiți în Domnul. Veniți la Domnul. Primiți-L pe Domnul. Și ce vă rog? Iubite sufletul lui Dumnezeu. Până nu s-au închis ușile în inimii Dumnezeu. Până n-a venit Dumnezeu să judece omenirea. Până Dumnezeu ți-a mai dat putere să vezi zorii acestei dimineți. Vino la El. Și vreau să vă spun, adevărat, adevărat, mai drept s-a întors vameșul acasă decât fariseul. Mai drept s-a întors păcătosul de cel care spunea că e drept și toate le împlinește. Doamne, dă-ne acest cuget de pocăință. Dă-ne, Doamne, aceste lacrime amare, a părerii de rău. Și să știi, Doamne, că nouă la toți ne pare rău de ce am făcut rău în viață. Mijienă singur de mine, de viața mea, de trăirea mea, de copilăria mea, de tinerețele mele, de viața mea pe care am trăit-o. Chiar cu nerușine, să-mi ridic ochii spre cer. Aș vrea să rămân acestea cuvinte, că v-am obosit, cred că prea mult. Și așa de mult aș vrea cu voi să fiu aici, pe pământ, împreună. Dar cel mai mult îmi doresc să ajung cu voi în veșnicie, lângă Dumnezeu. Cred că și acesta ar fi un iad pentru mine, să nu fiu cu voi acolo sus în veșnicie. Acesta ar fi un chin pentru mine. Și vă mulțumim din suflet că vă avem. Păstrați această credință ortodoxă curată. Mult rău ne vor face ai noștri, fraților. Dar voi aveți învățătura Sfinților Părinți. Voi aveți cărțile sfinte. Rugați-vă fierbinte, dragii mei. Și atunci când eu mă bucur de aceste vremuri de pocăință, de postul care vine, de acestea duminici pregătitoare pentru Sfântul Post,
pentru ca să căutăm pe toți cu cei care ne-am întristat sau am greșit cu ceva, să ne cerem iertare. Și cred că acum simți că ești cel mai vinovat dintre toți. Tu și eu. Să-i cerem iertare, Domnului. Dacă totuși am urcat până la această mănăstire, să avem o stare de conștiință că nimic bun, Doamne, n-am făcut. Dar dacă mi s-a părut că am făcut ceva bun, acela Tu erai care făceai. Dacă ați dat ceva, să știi că Dumnezeu v-a pus în mâna voastră, pentru că avea nădejde voi, că voi așa veți face, cum v-a spus El, și v-a pus în mâna voastră ca voi să dați mai departe. Că așa Dumnezeu lucrează, frații. Vorbeam zile acestea, au fost doi, o familie, două persoane au fost la mine, câțiva ani în urmă. Aveau trăiți vreo 9-10 ani și nu aveau copii. Și sunt mai multe feluri astăzi, medicina după cum recomandă, și toți doctorii au spus că această familie niciodată nu va naște copii, nu se poate așa ceva. M-au tărit și pe mine, m-au luat cu ei, m-am dus la Kiev, la doctor, mi-era rușine. Ce spuneau doctorii, ce spuneau ei. Și desigur sunt niște lucruri care sunt potriva lui Dumnezeu. Ei de urmă s-au gândit, eu știu, cu popa, mai degrabă fără popa. Aici nu dă voie la nimic. Era ceva care era împotriva legii lui Dumnezeu. Eu le-am spus ceva, dar ei nu m-au auzit. Și după ce, cum s-au gândit ei să facă, le-au spus medicina, au venit plângând la mănăstire și au spus, uite ce am făcut, uite că toți, ce au făcut ei, doctorii, a murit totul. Și a spus, măi, oameni buni, credeți în Dumnezeu dacă veți crede, dacă veți crede. Dumnezeu totul are de unde vă da. Eu vă văd cu copiii în brațe. Nu puteau să creadă. Plângea și unul, plângea și altul. Zic, numai rugați-vă fierbinte. Și desigur, acea mamă care a devenit mamă, toți doctorii mă lămureau și îmi spuneau, nu se poate, n-are cum naște, niciodată. A născut. A născut. Dumnezeu toate le are. Credeți-i Lui. El toate mi le dă. Prin credință. Și voi cei care ați venit astăzi. Vă lăs în brațele Domnului. El să vă călăuzească. El să vă ducă pe calea mântuirii. El să vă ajute atunci când e greu. Și El să aline orice durere care este în poporul acesta și să mângâie orice suflet durut. Vă mulțumim încă o dată din suflet pentru dragostea voastră, pentru tot ce aveți în Dumnezeu, credință, milă, iubire, jertfire. Iubiți-L pe Dumnezeu. Că așa cum El, nimeni nu vă iubește. Mulți v-au lăsat. Mulți v-au părăsit. Dumnezeu niciodată nu te lasă omul. Nici când ai căzut, nici când te-ai ridicat. Nici când ai fost păcătos, greșit, nici atunci când te-ai întors la El. El cu brațele deschise stă și așteaptă pe oricine dintre noi. Veniți la Domnul, primiți-L pe Domnul și urmați-L pe Domnul. El să vă binecuvinteze, El să vă ajute, El să vă călăuzească drumul spre cer. Amin. Să zicem tot.